câine cântă asta. Ia stai că rezolv. Câine e mânâncă asta. L-am. Vezi că nu-i da hal, nu-i de curcan. Păi da ce câți, mă? Mă, tată, nimă. Iar ți se teleportează șapca, ha? Bă, tată, nici măcar nu ți-am spus ceva? Nici nu trebuie să mai spui tu mie ceva. Ce n-ai picuți acolo? Ce câine, ce salam, ce mănâncă? Păi câinele mănâncă salam. La... N-ai picuți, mă, nu e fusă. Ce câine mănâncă salam? Bă, la ție ți se teleportează șapca așa deodată. Păi bă, așa e muzica. Câinele mănâncă sa... Că s-a luamu de măta. Câinele mănâncă salam. Cine? Care câine mănâncă salamă? Bă, așa e muzica. Câinele mănâncă... Na! Cu salamul de măta. Cu câinele și cu salamul de măta și cu mâncarea. Măi, asta nici... Mi-au răchiu și am plecat. Ia uză, câine mănâncă salam, ce câine mănâncă mă salam? Câinele lui Allah, cu Allah bar. Ia să mă lasem bă-n pace cu câinele lui, cu salamă din măsa. Ce faci, Robert? Te-a traumatizat actul? Câinele mănâncă salam. E, da, cu salamul de măta pe care te-a făcut. Care câine mănâncă, mă, salam? Da, mamă, și tu ești ca tata. E dacă tu o muzică. Cu câinele mănâncă salam. Oh. Să nu te mai aud cu vorba asta că câinele îl mănâncă pe Florin salam, altfel te rup. Upa și pe ăsta. Mă ceri mă ăla s-a drogat? Nu știu, poate. Bine, dar să nu te mai aud cu muzica asta, că câinele mănâncă salam. Mă, tu pleacă, mă, de aici, că dă strag o palmă, te duci, naibii. Ce nebun e asta. Vezi că eu mă duc cu Mirela până la o cafea. Hai, pa. Bine, mă, du-te la cafea, că numai asta știi să faci. Nu știi să mănânci, nu știi să faci ceva de mâncare. Doamne ferește, ăsta zici că are minte de copil. Așa cred că e. Tu, mă, oai, tu de cum te-ai spawnat aici? Apoi am eu un tunel pe aici, săpat pe spatele la sobă și mai vin eu de afară încoace să văd ce mai face nepotul meu. Ah, deci de-aia intra căldura aici și gâze de afară. Că ai făcut tu tunel. Da, am făcut cu un scop să vin la nepotul meu favorit. Că am plecat. Mariana! Nu e acasă, lasă. Da unde-i mama ta, că vreau să discut cu ea cu salamul ăla de la mânca câinele. Doamne, fer.
Nu știu ce are tata, dar a nebunit cu ăla. Da, chiar. Hai că eu mă duc până în bucătărie să fac două... Să fac niște sarmale sau două ciorbă, că trebuie să mâncăm și noi ceva. Că mă, tasta, mă, că să duce toată ziua la cafea cu Mirela aia. Peste două ore. Bine, ne mănâncă sala. Na, mai spune tu câinele mănâncă salam, că îți mai trag o pălărie în cap. Pe la tata, aia nu e pălărie, aia e șa... E pălărie. Hai, pa, eu am plecat. Peste două ore. Tata, mă, oprește-te cu muzica asta! Mă, oprește-o, naibii! Eu nu mai supun, vreau și-o să dorm ca tot omul! M-a dat și tu ăla, Jeff! Coi, nu mă aud în pula. Câinele mănâncă salam, câinele mănâncă salam, câinele mănâncă salam, peste lui halal, în loc cu carne, câinele mănâncă salam. Radia, genere și cu salamul măsii. Vrea, m-am săturat. Câinele mănâncă salam. Câinele mănâncă salam. Câinele mănâncă salam. Drac! Raia, n-ai bagut salam! Era câinele măsii. Câinele mănâncă salam, câinele mănâncă salam. Aș fi eu prost, da? Salam, cineva mai mănâncă salam. Mama mea mănâncă salam.
Săracul salam, măi. Ei bine, da, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe și... Da. O să mai postăm handicapații. După cum ați văzut, ieri am postat gaming și alteri și... Da, dar totuși, asta nu contează. Da, noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!